În viața vieții mele n-am crezut că pot să fiu atât de flexibil. Mai ales când dormeam. Când dormeam a fost groaznic. A groaznic de tot. O nouă zi, un nou vlog, frățiorilor. Astăzi facem un daily vlog. Luăm și noi mașina, o pornim că... Că putem, așa. Și vreau să vă anunț în premieră mondială din nou. Facem iar un tuning a la Vericu, a la Mădălin, pe Mustangul meu. Nostru, că e Mustangul nostru, al comunității. Mergem până la firmă la maica mea și la taica mea, că mi-a venit un colet pe care l-am trimis din București spre Arad, spre Șiria, spre aici, spre mine, cu niște capace de oglinzi de Mustang, de fibră de carbon sau nici măcar nu contează. Este vopsită în stil carbon, habar nu am, nici nu contează, arată foarte bine. Sunt oglinzile tip M, pentru că mi-am dorit foarte mult, chiar dacă nu este un M sau un BMW, și e un Mustang, mi-am dorit oglinzi tip M toată viața. Ne vedem direct de la lucru și vedem cine oferește ziua de astăzi. Vă pupă fratele vostru. Nu uitați să vă abonați aici, să facem 400.000 până la sfârșitul anului. Dați și voi acolo un follow pe Instagram și nu uitați să apăsați pe clopoțel. Bă, deci e o căldură afară de nu mai pot, efectiv. Deci mi-au venit și capacele de la oglinzi. Sincer să zic, arată foarte bine, dar se vede că calitatea e foarte, foarte proastă. De aia am dat și... O să fiu sincer cu voi, am dat undeva la 350 de lei pe ambele astea, ambele capace. Dar mi se pare că arată foarte bine pentru că e stilul ăsta de oglindă M. Una aici, așa, dar trebuie lipită bine, cumva, așa. Pe partea asta, la alta, asta, așa. Numai că trebuie să le pun cumva frumos și numai bine. Este un carbon fake, vă dați seama, nu e carbon, pentru că nu găsești pentru Mustang așa ceva. Doar dacă îți faci la comandă și mă costă probabil 500 de euro, dar n-aș da 500 de euro pe niște capace de oglinzi, că doar nu sunt nebun. Se potrivește foarte bine cu pragul, care este chiar de carbon, pentru că e de la Maxtone Design și chiar e mișto. Și cu ăsta, aileronul, tot de carbon și cu tipsurile care sunt tot carbon. Și vreau să-mi ziceți și voi dacă vi se pare că arată bine. Ia, să vă arăt și eu. Dacă vă place cum arată. Place cum arată. Mie îmi place foarte mult că e mai da așa un aspect mai așa, mai agresiv. A, mai trebuie să mă duc la Arad să cumpăr un catadioptru din ăsta. Pentru că din câte știți și cum v-am anunțat, cei care știți, știți, cei care nu știți, vă anunț iar acum, va trebui să schimb ăsta pentru că este spart. Nu o să mergem cu Mustangul pentru că o să trebuiască să mă duc să-i fac un schimb de ulei și filtre și nu vreau să stric. O să mergem cu BMW-ul, așa. O să luăm și pe Răzvan și frate-sul, mergem la Arad, îmi fac treaba, mâncăm, bem, ne distrăm, ne simțim bine. Bun, nici măcar nu mai știu unde am rămas. Ideea este în felul următor. Știu că v-am zis și în vlogul de alaltă ieri, când l-am încheiat, cel cu concertul, că am niște probleme cu spatele, habar n-am de unde au plecat sau unde se vor duce, dar important este să nu se ducă undeva rău și prost. Ferească Dumnezeu. Bagim aici în lemn, că în Mustang n-avem lemn, aici avem. Și din câte am înțeles, după leacul le băbește lui bunicu, el mi-a zis că ce, că nervul sciatic. Nervul ăsta sciatic, din câte am înțeles, pleacă de la bazin până la coapse, gambe, până în călcâi. Și așa simt și eu, și mai ales când mă îndoi ca un crevete și fac așa cu virgulă capul, mă doare și în ceafă. Simt efectiv că îl trage de jos, de la cur, până aici la ceafă. L-am sunat pe un prieten, el se ocupă cu remedierea acestor probleme și o să mergem până la el să vedem despre ce-i vorba. O să vă iau și pe voi cu mine și să vedem dezlodământul acestei probleme astăzi. Dacă nu, o să intrăm în mai grele. Dacă te înfață. Așa? Bun. Până jos? Simt durere, da. Nu. Aici simt. Aici? Aici. Bun. Aici te înapoi. Sus. Și cu atât le tragem în spate. A, asta știu că am, asta e. Vrea non-stop sau numai când faci? Mă, o fost ieri și alaltă ieri a fost non-stop durerea. Mai ales când dormeam. Când dormeam a fost groaznic. A groaznic de tot. Uite. Nu mi-ai fost la sală de atunci? Nu, n-am mai fost. N-am mai fost. Faza... Facem exerciții acum. Stretching. O să ne punem pe patru pe pie. Lași frumos spate. Te duci cu mine în față, că tot de mult și stai acolo 20 de secunde. Acum, din postura aia din care ai fost, revii cu brațele drepte în față și privirea în sus, către tavan. Bun, mai fac o dată, nu? Da. Și după aia așa. Asta faci un set de 10, combina cu cealaltă. În viața vieții mele n-am crezut că pot să fiu atât de flexibil. Ce dracu am făcut aici? Deci piciorul aici așa, what the fuck? Cum te simți? A, bine. Te doare? Nu mă doare. Și cum ești acum? Așa. Acum, cum e în spate, nu? Da. Mi iese burtoiul. Cum anex, nu? Da. Îmi pun asta la alta. Așa. Las cu el, las jos.
Mamă, balerine. Hai că e bine, durere nu mai am. Sper că nu o să mai fie. Mulțumesc, Alex. Niciodată nu ți-am zis Alex. Acum pe vlog trebuie să-i ziceam Alex. Doamne ajută, mulțumesc. Am pregătit aici mai multe lucruri, dintre care o bandă dublu adezivă. Am cumpărat și catadioptru. Mai am puțină baterie la cameră, dacă se închide revenim de pe telefon. Așa, am luat catadioptru pentru ăla spart. Aici am cele două capace de oglinzi care trebuiesc să vină pe oglinzi, dar până să le punem pe oglinzi, mașina fiind murdară, după cum vedeți, va trebui să fie spălată puțin cu chiscanul și ștearsă cu astea. Am dus șofoarfe că să tai asta, dar o să le facem pe rând. De asta nu o să avem nevoie, că mașina e murdară, abia când o să fie curată o să folosim că de la de anvelope să strălucească frumos și fain. Cu ce să începem? Acum să treacă cât de cât. Mă gândesc că pot să le curăț cât de cât, nu? Mere oare. Că dacă era pe praf și se lipea dublu adezivă de praf, se dezlipea și foarte simplu și nu-mi doresc asta. O să facem așa și cu cealaltă și revenim cu rezultatul. Bun, acum după cum vedeți, punem banda dublu adezivă pe acest plastic și după lăsăm puțin să se întărească și să încercăm să o punem direct pe oglinda noastră. Nu știu ce o să iasă de aici, dar eu sper să iasă. Când își bagă mădelii în mâine, nu știu cum o să iasă, dar măcar știu și eu, am făcut și eu un lucru la mașină. Bun, am dat și straturile astea jos. A rămas banda dublu adezivă și acum hai să vedem dacă mere. Și amul trebuie ținută, nu? Nu știu dacă o să țină, dar ideea e că acum ne punem să o facem și aia altă. Venim după vreo oră să vedem dacă se usucă. Pa. Bun, din câte se vede, le-am pus. Se mișcă puțin. Și acum urmează să punem catadioptru. Sper să nu rup ceva la bară, dar revenim în 2 secunde. Acum trebuie să scoatem catadioptru ăsta, care e bolnav și spart. Foarte mare. Până îmi dau seama, trebuie să dureze un pic. Nu, țăranul, nu, stați. Revin. Avem aici o clemă, cred, nu știu. Clemă-i, mă? Nu știu, mă. Ce dracului? Stai. Trage. Nu pot, mă. Încolo. Exact. Hai. Vezi că e cu cablu cu tot, nu trage. Del dracu. Am un next. Așa, ăsta-l bagi aici, cuplat, nu cuplat. Plin de mizerie, de cum? Of, lume, stați. În fine, revenim după ce urcăm. Ieșugarul Madalina alături de prietenii săi din copilărie au reușit să pună catadioptrul ăsta la loc, nu mai este spart. Unde e gunoiul ăla alt? Uite-l. Ăsta era înainte și gata. Ăsta l-aruncăm la gunoi. Oglinzile sunt oglinzi, catadioptru. Gata, hai în casă să ne jucăm și ne jucăm. Ne jucăm ceva pe telefon și după asta stăm la jacuzzi toată ziua. Revenim cu detalii pentru ziua de astăzi. Vă mulțumesc pentru, pentru încrederea acordată în materie de mașini. Fără nicio experiență. Vă dați seama că n-am mai filmat. Ne-am bălăcit și noi puțin pe aici. Nu se vede, dar o să revenim de sus cu outro-ul. Camera mai are 2%. Este și ora 12 noapte. Imediat plecăm până în orașul vecin să stăm pe plajă. Așa, acasă e un haos pentru că n-am știut cum să mă îmbrac și nu mai știu ce am făcut. Eu am fost Mădălin. Nu uitați, dați follow Mădălin Șerban pe Instagram, că mă ajută tare, tare mult. Nu uitați să vă abonați, facem 400.000 de abonați până la sfârșitul anului. Eu am fost Mădălin, aveți grijă de voi, nu uitați să aprindeți clopoțelul. A intrat și un fluturaș aici. Aveți grijă de voi, ne vedem data viitoare. Eu am obosit că am urcat scările. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți aproape de mine și ne vedem data viitoare cu noi vloguri. V-am pupat. Pa.